Am vorbit cu fratele Crisi de la Ineu, a fost la el și mi-a spus că este foarte bolnav. Se mișcă mai greu, are nevoie să fie ajutat de cineva, vorbește mai greu, dar a spus că pe el l-a recunoscut, știe cine este. Dumnezeu să-i dea vindecare. Sper într-o minune dumnezeiască ca rugăciunile și postul pe care îl aducem astăzi pentru fratele nostru Ovidiu Litianu să-l înduplece pe Dumnezeu și să-i dea vindecare. Vă mulțumesc tuturor celor care ați decis să aduceți astăzi o zi de post pentru fratele nostru, Ovidiu Litianu. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.